Natalia Gavrilița nu a spus clar de ce a renunțat la funcția de prim-ministru. Ea a declarat în briefingul de la guvern că a fost mai puțin apreciată la Chișinău în comparație cu încrederea pe care a avut-o din partea partenerilor europeni. Natalia Gavrilița și-a anunțat retragerea după o ședință neanunțată public la președinție. În această dimineață, deputații PAS și membrii cabinetului Gavrilița au discutat cu președinta Maia Sandu. După ședință, majoritatea nu au dezvăluit că s-a decis demisia in corpore a guvernului. Doar deputatul Radu Marian le-a spus jurnaliștilor că subiectul discuțiilor de la președinție au fost remanierile guvernamentale. Schimbări guvernamentale. Deci eu, haideți așa. Deci este mai corect ca instituțiile care sunt vizate direct să iasă cu noutățile necesare. Nu ar fi corect ca eu, ca și deputat, să... Ce candidatură a fost în funcție de premier? Nu ar fi corect să dau aceste detalii. Spune... Modificări. Cine eventual poate fi modificat? Totul veți afla la momentul oportun de la doamna prim-ministru și de la președinție. Instituțiile statului care au competențe constituționale în acest domeniu vor oferi toată informația care vă interesează dumneavoastră și toți cetățenii Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult! La scurt timp a venit și anunțul Nataliei Gavrilița, care s-a întors recent de la Bruxelles, unde a participat împreună cu mai mulți miniștri la Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. M-am implicat plenar în această misiune deloc ușoară, care mi-a fost încredințată de președinta Maia Sandu și de colegii de partid. Cabinetul Gavrilița a fost investit în august 2021, după ce PAS câștigase alegerile parlamentare.